Vai, 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 mo. Da, da, mamma sacra. Vieno, vieno, ci stai a Islanda mine. Ah, posti. Ascia, ascia, ascoltami bene. Ti ascolto. E poi lei, ti minte garnitura nostra d'in salon? Care Claudia Ivanovna. Care, care, a usil natarul, aia tapissata cu creton englezesc. Aha, din casa mea. Casa lui, doamne, doamne, mor, mor. Încet, 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 încet. Apă, încet. Apă. Da, da, da. Apă. Da, poftim, da, poftim. Apă, da. Da, aia de la Stargorod. He, dacă o țin minte, oh, oh, și încă cum. Una sofa, da, 12 scaune, una măsuță rotundă cu 6 picioare. Ce picioare, picioruse, da, așa-i, așa-i. Ce mobilă, lucrată la Gams. Gams, Gams. Da, da, bea, Claudia, da, Ivanovna, bea, da. Într-unul din aceste scaune mi-am ascuns briliantele. Scaune, de Ilf și Petrov. Strige acolo, voi băiete. Un astrolab, chil firmare, nu găsești așa ceva. Da, ce să fac cu el? Băi, măsoară singur, tătucule. Zău? Da, nu mai stai ce măsura. Ia spune, ce-i hardughie asta aici? Azil. A? Și dumneata? Portar la azil. Uh-huh. Păzesc babile. Păzesc babile să nu vii vreunul de al de tine să le furi. M-am prins, m-am prins. Sunt din alea care s-au născut înainte de materialismul istoric. Eh? Da, da, cum așa, da. Dar în casa asta ce a fost înainte de materialismul istoric? Cum adică de la acum? Adică de la subvechea stăpânire. A, așa, e. Păi subvechea stăpânirii, aici stătea boierul meu. Boierul tău? Da. Uite ce-i papa, e. Ce-i spune de un păhărel? Un... Ce, ce să spui? Dacă faci cinste... Dar nu așa, anuliță, hai și noi, nou, într-o ca oameni. Da, 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 da. Hai noroc, papa. Noroc. Hai noroc, noroc. Și să striască babile. Doamne ajută, mierușele. Doamne ajută, până ori muri. Uite așa, umbli prin lume, papa. Vezi omul, ba aici, ba acolo. Mm-hmm. Bei cu el și un pahar. Da. Sau două. Sau două. Să trăiești, să trăiești. Noroc să trăiești. Amin. Și nici nu știi cine e, ce hram poartă. Da. Așa-i, Mirușel, așa-i. Că altă dată, da? Înainte de... cum îi ziceai? Uite, tatăl meu, de pildă, era supus turc. Iar eu pictor. Da, boierul. Ce... Boierul. Șeful poliției stătea, da, mira în fața lui. Și ce crezi? Mi-a făgăduit chiar să mă propui la decorare. Eu zic, vreau ca portarul meu să poarte medalii. Ei, bravo, 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 papa, hai să treci. Eu zic, auzi? Eu zic, n-am trebuință de portar fără medalii. Și ce crezi? Se duce la Sankt Petersburg după medalii? Și unde e? Unde? Stai, frate, te pripi. Zic, se duce după medalii, se întoarce, da medalii ioc. Țarul, zice, e plecat în străinătate, Tihon. Și acum nu s-a poate. Stai, unde aștersă boierul tău? Cum unde? E, bă, cine știe. Unii spunea că la asta cum e ce? La Paris, Paris, da, e, la Paris. E, albă floare de migrare. Da, da. Ia, ia, hai să spargem sticluța. Hai, noroc, noroc. Care ești acolo? Se poate, șef? Bună ziua. Ce? Boier, boierule,
Boierule, de la Paris! Bună ziua, Tibor! Ești, boierule! Bine ai venit de la Paris, boierule! Nu vin de la niciun Paris! Cine ți-a băgat în cap un acas? Nu știu, de frumos să-mi întâlnesc de boierul numai cu lacrimi. Ar mai trebui și puțină vodcă. Ia, a noastră... Ia, ține și du-te. Da, sigur. O, boierule, eu credința, boierule, și supunerea! Supunerea, boierule! Acum, excelență, că am rămas între gentlemani. O mică întrebare. Eu, știi, sunt grăbit. Numai așa, în trecere. Fii liniște, totul e în ordine. Numele meu e Bender. Ostap Bender. Ai auzit poate de mine? Nu, n-am auzit și... Păi sigur. Cum s-a auzit la Paris numele de Ostap Bender? Ia zi, cum e vremea la Paris? E cald? Eu mă duc... Unde te duci? Stai, n-ai de ce să te grăbești. Vine cine trebuie după dumneata și așa. Cine trebuie, știi, nu? Nu înțeleg ce vrei să spui. Nu înțelegi? Sărăcuță. Prin ce punct ai trecut granița? Pe cuvânt de onoare. Dumneata, vrei să mă nenorocești? Uite, poftim, am și buletin. Buletin? Auzi, grozăvie. Păi cu tehnica de azi mare lucru să tipărești un buletin. Am avut un prieten care tipărea dolari, domnule. Eu cetățene, eu nu vin de la niciun Paris. Așa. Buletinul meu e... Totuși, te rog să nu spui nimănui că m-ai văzut. Poate unii își închipuie că sunt emigrant. Și ce ești, mă rog, dacă nu e emigrant? Reprezentantul secției pentru îngrijirea grădinilor de Zarzavat? Ce cauți aici la noi la Starborod? Băi, nu e ce-ți închipui, dumneata. Sunt venit pentru treburi. Așa, păi da, așa zic și eu. Întrebarea însă, ce soi de trepșoare or fi asta? Pașnice, da? Zeu, dacă sunt așa de pașnice încât să merite un voiaj Paris-Starborod, atunci spune-mi și mie, hai, concret, asta și asta. Da, de ce? Păi vezi, cunoaștem noi pașnicele astea care nu se pot spune. Tainice, nu pașnice. Bine, îți spun, am venit să-mi caut scaunele din salon. Bună de tot. De ce nu pe cele din sufragerie? Pentru că în unul din scaunele din salon și-a ascuns soacră mea bijuteriile. Să-l trăiești, boierule. Să-l trăiești, boierule. Stai să te pipăi. Crezusem că am visat. Ai adus, papa? Așa, bravo. Dar parcă nu e așa plină. Să-l trăiești, boierule, da. Uite ce e, papa. Acum nu e timp de vorbuliți. Boierul tău, și cu mine avem lucruri foarte serioase de discutat. Bine, Melușe. Am zis foarte serioase, așa că tu postează-te la ușă și nimeni să nu ne deranjeze. Bine, uite ce e, bă, parizianule. Mie poveștile nu-mi plac. Nu sunt povești, asta mi-e crucea. Ba sunt? Hai noroc. Hai. Mie spunem suma totală. Curtea dorește cifre, nu bali verne. Vreo 75.000. Aha, asta ar face în banii noștri de azi cam 150.000, nu? Chiar așa mult? Ei, am zis, ar face. Când ar face? Când am avea scaunul. Dar unde-i scaunul? Poate o fi la locul lui, în salon, între sobă și lampa de faianță. Fleacuri, iubite tovarășe de la Paris. Câte scaune erau? 12. Garnitura de salon, dar ăla era între... Lampa de faianță și etc. Mi-ai spus și sobă, da? Da. Ei bine, nu ne alegem cu nimic. De ce? Fiindcă scaunele dumneavoastră au ars. Cine știe ce sobă? Sau poate chiar în soba de lângă lampă. Nu se poate. Nu se poate. 10 ieri de materialism istoric. Geruri, da? Lemne, ba? Erau scaune făcute la Gams. Ei, și? Dar nu-i nimic. Nu-i nimic. Calm. Acum mă ocup eu de afacerea asta. Ședința continuă. Da. Și fiindcă veni vorba, ar trebui să închem un mic contract. Da. Așa, punctul. În cazul când descoperim și izbutim să vindem podoabele doamnei soacre, numitul Ostap Bender, asociat și conducător tehnic al afacerii, încasează 60% din venitul net. Asta e tâlhărie. Punctul 2. Numitul Ostap Bender va suporta singur cota de asigurări sociale și celelalte taxe legale. De acord? În sfârșit, să zicem 5%. Chiar, mă rog, 10. Poate, îți dai seama, asta înseamnă 15.000 de rupi? Zău! Ia uite, n-ar fi mai bine să lucrezi de pomană? Ce zici? Și să-ți mai dau și cheia de la casa unde îmi țin banii. Hai să bem pentru această convenție care... Nu mai beau. Eu pot și singur să... Da? Perfect! Numai o mică întrebare. Dar eu? Cum adică? Dar eu. Eu nu pot singur? Hai, parizianule. Parizianule, ți-e clar? Hai, noroc. Noroc.
20%. Ce? Cu mâncarea mea? Păi nu vezi că mi-ești simpatic, mă, parigianul meu, și vreau să-ți asigur bătrânețele. Hai să fie 50%, jumătate. Nu, 30%. Era soacra mea, nu m-a venit. Ai fost mareșal al nobilimii, parizianule. Păi și ce, n-am făcut nimănui niciun rău. Păi tocmai de aia te sfătuiesc călduros. Hai, hai. Ai bate palma, altfel... Mai știe cineva de scaunul cu briliante? Cred că părintele Fedea. El a spovedit-o pe soacră mea, Claudia Ivanova. Rău, foarte rău. Totuși s-a spart gheața. Da. S-a spart gheața, domnilor jurați. Și acum, la acțiune. Papa, vino cu acea. Da. Papa! Să trăiești, băiele! Poate înălțimea ta. Ce zile! Ascult aici, activist al băuturii. Șeful poliției Smith. Nu. Bata, băiele. Chiar așa. Fantasmagorie, mărișani. Portarul dumitare e un mare netot. Cum poți să te îmbeți în halul ăsta din câteva păhărele? Ia ascultă, bine, papa. Unde e mobila boierului? Cine? Tihon, mobila mea. Mobila, da. Mobila. Unde? Au fost zile vesele. Bine, audierea martorilor se amână. Mareșale, vom înopta aici. Papa, te cheamă Sfânta Datorie. Ia, puși la maluri. Lăsați-mă să dorm. Papa, medalia, nemic, papa. Boieru. Vă să zic că nu a fost un vis. Nu, Tihonu. Dați-mi o râblă să mă adă să mă adreg. Ascultă, întâi să ne spui clar unde e mobila. Care e mobila? Hai. Băierule, bine ai venit. Lasă astea. Tihon, mobila casei. Uite de o pildă. Garnitura din salon. Masa rotundă. Cele 12 scaune. Lampa de faianță. Rușine pe capul meu, bătrân. Cum mă bănuiți pe mine? Pe mine care te-am slujit cu credință, băierule. Nu, nici vorbă, dar vreau să știu unde e. Pe mine, băierule. Dă-mi o rublă și mă duc să mă dreg. Ascultă, noi știm că tu n-ai nicio vină. De asta medalia ți-a asigurat. Dar cine a luat mobila? Capul meu. Cum cine? Spațiul locativ. N-a uitat ceva? Ba da. Ce-am? Ba da, un scaun. Un scaun? Da. Care? Unde? Păi cum unde? Alea, parcă de alea, din salon. Un scaun din salon? Da, vedeți, acum dă-mi o rublă. Și unde? Unde? Cum unde să fie? Aici, în azil. Te l-au pus la... colțul roșu. Ai dă voi lor rublu să mă întreg. Ține, Tihonda, să nu spui nimănui că sunt aici. Frumosul. Fet mormânt cetățele vanerul. Mormânt înainte marș, trompetele răsună. La luptă, feldmareșale. Eu pornesc ofensiva contra babelor de la zilul ăsta, iar dumneata, asupra spațiului locativ, asalt! Sunt Tixov, inspector la paza contra incendiilor. Ați picat tocmai bine. Mă pregăteam să fac un raport. Nu te mai deranja, da? Acum am să-l fac eu. Deocamdată vreau să inspectez clădirea. Da, vă rog, poftiți, cu plăcere, poftiți, da. Urmați-vă, vă rog. Ce e aici, dormitor? Da. Nu cumva se folosește primusul? Vai, de mine aici? Nu. Hai mai departe. Aici activează cercurile artistice ale azilului nostru de bătrâni. Vreo sobă improvizată? Vai, cum se poate? Sobă veche de pe timpul... Da, ce fel de cercuri ziceai? Da, cercul dramatic, plastic, muzical... Balet n-ai? Nu. Păcat. Da. Colțul roșu unde-i? Da, poftiți. Aici. Așa, frumos.
scaun? Da, o fi pe undeva. Da, Rozinca asta îmi place, să știi. Da. Fanfara este calea spre creația colectivă. Cine a compus-o? Eu. Da? Da. Mai departe. E, aici nu se mai întreabă. Se vede clar, e cantina. Da, cantina, cantina. Mărusă! O moartă puse care n-ai? Cine sunt cei patru domni de la masa din colț? Ștergeți puterea de repede ei lor. Dar de ce? Hai repede, repede, repede. Cine spune că sunt? Niște orfani. Zeu? Eu credeam că niște pensionare deghizate în bețivani. Și scaunul de la colțul roșu unde? Sunt frățiorii lui, a lui Alcen. Se îngoapă ca porcii și pe urmă beau. Oleg a vândut azi dimineață scaunul de la colțul roșu. Oleg? Care Oleg? Să vii imediat, Oleg. Ce rage asta, ce? Mătăluțe, ești Oleg? Câți anișori ai orfan, Oleg? 22. Ia șezi. Ia toarnă-i mister asta. Toarnă-i ce te scriești. Imediat. Ai noroc. Noroc și altul în loc. Pe Alhen îl cunoști? Spune! Te cunoști sau? Cum să nu-l cunosc dacă vii frate? Da? Și ceilalți domni cu care erai la masă? Frați, mai toarnă mustaca în Alfen, că n-o să scadă mâna de frate. Are dreptate, orfanul, toarnă, hai. Da, să zică cinci, frați. Da. Ei, asta, dragoste frățească, zic și eu. Oleg, da. Ce ai făcut cu scaunul de la colț roșu? L-am vândut pe... Nu mă interesează pe ce, ci cui. Permiteți. Nu permit nimic, eu... cui de lipitori? Cui l-ai vândut, sceleratule? Habar n-am, un ambulanț. Cum habar n-ai? Unde stă? Azi l-am văzut întâia oară. Cum arăta? Blond, brun? Negricios cu țăcălie. Ah, ce țăceaș pe gura, dar nu mă lasă Zaratustra. Piei de aici să nu te mai băi. Ăsta e raportul meu, mareșale. Cel din tâi scaun, cea din tâi iluzie spulberată fără urmă. Da. Ghinion mare. Și dumneata, ce isprăve ai făcut la spațiu locativ? Eu? Să vezi. Ies pe ușă și... Vă rog, spațiul locativ unde s-a mutat? Nu știu. Dar ce aveți acolo? O mănânc, cetățene, e de vânzare? Nu vând nimic. Materialul ăsta pare creton englezesc. Lemn de nuc, gamț. E da, gamț și ce vrei? Părintele Fedea. Sfinte Iisuse Ipolit Matveevici. Ce faci cu scaunul ăsta? Cu scaunul, ce faci cu scaunul meu, ha? Mai stai, ca să zic că părinte dumneata vânezi averea mea, ha? Nu-i averea. Da, de la cuie. Nu-i averea. Da, de la cuie. Cuie. Avere naționalizată. Da, naționalizată pe cine? State, puterea s-o dă. Care putere? A oamenilor muncii. A muncitorilor și țărani. Da, muncitorilor și țărani. Scaunele mele cam să dă. Da, haide că nu-i ales. Da, poate că simți eu, da. O fi și membru de parte. Da, poate avea ce sunt. L-ai rupt, țeșichii al meu. L-ai găsit? Ce-ți pasă? Ești un excroc. Ce? Am să-ți sparg măselele, părinte Feldo. Ce să-ți spargi? Te-ai slujit în folosul dumital de taina spovedanii. Chiși că mă frâșină. E rușine, părinte. Ești un hoț ordinar. Chiși că mă frâșină. Lasă, astea sunt amănunte care nu interesează. Cum se poate una ca asta, un preot? Ia spune mai bine, cum arăta popa asta? Blond, brun? Negricios. Spân? Nu, cu țăcălie. Ei, negricios cu țăcălie? Ăsta e scaunul de la colțul roșu. Ședința continuă, domnilor jurați. S-a spart gheața. La 12 scaune noi ne-am tot gândit și cu mare greutate unul am găsit. Acum 11 scaune noi mai căutăm și de ele, și de ele nu putem să dăm. Dar nu toate 11 ne stârnesc același jind. Vrem doar unul, dar acela un s-o fi găsit de scaunul plin cu aur și bijuterii. Unde oare, unde oare, unde oare o fi e scaunul plin cu aur?
Neața, mareșale. Pot să întreb ce gânduri negre v-a pasă, excelență? Care slujitor nu v-a adus micul dejun la pat? Sau poate vreun vis urât v-a tulburat? M-au rupt oasele scândurile astea nenorocite. Ai ghicit? Am visat-o pe răposata. Și rângea diavolița, Doamne iartă. Vii cu vii, morții cu morții. Și noi suntem vii, mareșale. De astăzi începe o viață nouă. Iată planul. Chiar de azi părăsim acest bordei în puțin. Nu e de rangul unor milionari în perspectivă. Am ochit eu ieri un hotel. Nu e chiar ca Rio de Janeiro, dar merge. Așa că ne vom instala într-un apartament lux la Hotel Sorbonne. Cum îți închipui? Asta nu se poate. Ce vrei să ne, să ne înscrim în registru? Mai pe dau dreptate reposatei, mareșale. Tare fleț mai sunteți, excelență, dacă pot să-mi permit să mă exprim astfel. Sau te pomenești că nu ai buletinul în ordine? Ba da, dar știi bine că numele meu e prea cunoscut în oraș. O să atrag atenția. Ce caut, mă rog, ție afacerea? Aha, da, excelența sa dorește să-ți păstreze incognitoul. Perfect, bine v-ați gândit. Dar numele de Ivanov îți râde? Dar n-am să pățesc nimic. Afacerile mari nu se fac fără riscuri, tovarășe Ivanov. Așadar, domnilor jurați, ședința continuă. Strângeți boartele, excelență. Mareșale, mulțumit de Hotelul Sorbona? Dacă știam că e așa de greu și încă n-am pus mâna decât pe un singur scaun. Fii pe pace, simt de pe acum milioanele în buzunar. Hai, odihnește-ți osioarele, excelență. O subuieresc e fragil, are nevoie de multă odihnă. De a-mi pune mâna pe ordinele de repartiție. Fără asta nu putem afla unde au zvârlit nenorociții ăștia frumusețe de scaune. Nici măcar nu putem ști de se mai află sau nu la Starboard. Ordinul de repartiție? Cum mă vezi și te văd? E ca și cum ar fi în buzunarul meu. Am aflat numele și adresa lui Bartolomei Corobeinicov, fostul șef al arhivii de la secția locativă, desfințat din mila domnului în anul 1921. Voi face o mică descindere la acest onest cămătar arhivar. Omagile mele, excelență! Vă doresc vise plăcute, excelență! Dar vedeți să nu vă culcați pe spate, că s-ar putea să vină părintele Feodor să vă citească o rugăciune. Noi, basălia de scroc, auzi, nemernicul, slujitorul diavolului, sfânta taina împărtășanii! Îți recomand să nu te culci nici pe stânga, excelență, că te pomenești ca pracuvioasa dumitale soacră Claudia Ivanovna. Culcă-te pe dreapta, mareșale! Cine căutați? Cine acolo? Îl caut pe secretarul Corobeinicov. Ce? E chestiune! Păi, dar ce beznă e aici? Dați mâna să vă conduc în cameră și nu vă lovim de dulapuri, că mă aveți cu bunătăriță. Ce nu face omul din dragoste filială? Poftiți înăuntru, poftiți! Cu ce vă pot fi de folos? Întâi de toate, îmi cer scuze că am îndrăznit să vă tulbur la o oră atât de târzie. Dar cum v-am mai spus, sentimentele majore care mă animă. Aș vrea să regăsesc câte ceva din mobila lui papa. Așa. Ca să-i păstrez o amintire. Nu știți cumva cui a fost dată mobila din casa lui papa? Întâi de toate, ar fi bine să-mi spuneți cu cine am onoarea. Rog să mă iertați, emoția e de vină. Sunt fiul lui Vorobianinov. Cred că vă mai amintiți de acest nume, nu? Mareșalul nobilimii? Întocmai. Așa. Vorobianinov, ziceți? Dar ce s-a întâmplat cu el? Mai trăiește? Din păcate, papa a răposat într-o domnul. Da, trist, foarte trist. Ce să-i faci? Muritori suntem cu toți. Da, după cât mi se pare, el n-a avut copii. Văd că nu m-am înșelat. Mă aflu în fața uneia din oamenii cei mai informați din Starboard. Mă rog. Totodată vă mulțumesc pentru tactul dumneavoastră, pentru că nu se poate să nu știți că scumpul meu papa, ei bine, eu sunt rodul unei căsătorii morganatice. Nu cumva ești fiul Elenei Stanislavovna? Întocmai. Și acum mai duce cu sănătate? Oh, mama, a trecut de mult în lumea celor drepți. Așa. Vai, ce
trist. Da, sunt nerăbdător să aflu în ce chestiune ai venit la mine, stimate domnule, mă ierci, n-am reținut numele dumitale. Valdemar. Vladimir Ipolitovici? Te ascult, dragul meu. Te rog. Știți, tinerețea e fără minte, dar intervine un moment în viață când glasul sângelui își spune cuvântul. Sunt atât de mâhnit din pricina pierderii scumpilor mii părinți că mă simt atât de orfan, atât de orfan. Aș vrea să am în modestul meu cămin ceva care să-mi amintească de cei ce mi-au dat viață. De pildă, ceva din mobila lui papa. Nu știi cumva cui a fost repartizată mobila din casa lui papa? Da, e complicată chestie și costisitoare. Dumneata, dacă nu te superi, cu ce te ocupi? Ce faci? Îmi place că întâlnesc în dumneata un spirit lucid, practic. Sunt liber profesionist. Am un abator cu frigorifer propriu pe baze cooperatiste la Samara. Nu aduce prea mult, dar Dumnezeu m-ar pedepsi dacă m-aș plânge. Am făcut drumul până aici ca să... O amintire, o cât de mică amintire de la scumpul meu părinte. Ce să vă spun, e greu, dar se poate, se poate. Da, da. Înțeleg, înțeleg. Am venit pregătit cu un mic capital. Știam că nu pot primi bunăvoința dumitale fără... 70 de ruble, da. Cam mult. Dar se vede că m-ai dibuit. Știi că sunt gata să fac orice sacrificiu. Ai bani la dumneata? Sunt un om prevăzător. Perfect. Pot să-ți dau ordinul de repartiție chiar acum. Știi? Am adus tatarhiva la mine acasă. Gospodăria comunală nu are nevoie de ea pe când eu. Trebuie să-ți asigur bătrânețele, nu? Trăim ca pe un vulcan. Multe se pot întâmpla. Atunci o să se repede oamenii să-și caute mobila. Dar cum să-i dea de urmă? Simplu. De la prevăzătorul arhivar Corobeinicov. Eu nu sunt lacom. Contra unei sume modeste, omul va pleca de la mine documentat. Uite în aceste dulapuri, pe aceste rafturi, în aceste cercare. Minunată arhivă, înaltă tehnică. Ești un adevărat erou al muncii. Aici găsești totul, tot staragorodul, toată mobila. De la cine și când s-a luat, cui s-a dat și când. Da. Iar aici, 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 după alfabet. Să luăm de pildă pe negustorul Angelov. Să luăm. Căutăm la litera... La litera A. A, C, A, M, A, N, A, așa, așa. Ce număr scrie în dreptul lui? 82.742. Așa. Acum să ne uităm în registrul de evidență. Pagina 142. Așa. Iată-l. La 18 decembrie 1918 s-a luat de la Angelov un pian de concert Beckett, numărul 97.012, cu tabureți tapisat, două birouri care... Genial, genial! Ar trebui să ți se ridice un monument nepieritor, iubite tovarăși arhivar. Dar să trecem la ale noastre, să vedem ce se întâmplă la litera V. Da, da, V, 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 M, V, N, V, V, așa. Vorobianinov Ipolit Matveevich. Părintele dumitale, fițelul meu ușoară, că tare a fost om cum se cade. Un pian cu coadă Beckett, numărul 54.809, patru vaze 50 marcate de la fabrica francuzească Sevre, covare Odison de diferite măriri, în total 8. Un gobelen păstorica, un gobelen păstorul, un dormitor alcătuit din 12 piese, o sufragerie din 16 piese, ce spui? Stai, stai, maestri, stai. Asta nu e tot, dar salonul... Salonul? Păi salonul de nuc. Văd bine că ai ținere de minte, ținere. Se poate să nu fie și salonul. Privește! Un salon din 14 piese din lemn de nuc lucrat de meșterul Gams. Gams? Da. 12 scaune. Ei, și ce-i cu asta? Cui au fost date? Păi să le luăm pe rând, da. Ursul împăiat cu tavă la raionul 2 miliție, da, 2 miliție. Gobelenul păstorul la fondul de valori artistice. Să vedem ce s-a întâmplat cu păstorița. Nu-i nevoie, nu-i nevoie, zi mai departe. Așa, da. Dormitorul la Uniunea Vânătorilor. Sufrageria la
la filiala din Starogorod a Direcției Generale Acciaiului. Garnitura de nuc din salon s-a împățit în mai multe. Ia dă-mi face, ia dă-mi face. Te rog, te rog, puțin cică răbdare. Ce dracu' este așa grăbit? Asta e treabă migăloasă. Știi cât mi-a trebuit mie ca să pun totul în ordine? Iartă-mă, știi, amintirile mă răscolesc. Și mai cu seamă salonul, uite-l văd ca acum pe papa, cretonul englezesc înflorit. Ce să-i faci? Așa-i viața. Trăim ca pe un vulcan. Pe vremuri... Fii drăguț, să vedem unde este salonul. Da, așa, masa rotundă și un scaun la azilul numărul 2 al prevederilor sociale. Lichidat. Poftim? Nu, nimic. Hai să vedem mai departe. Da. Canapea cu spectează curbată a fost pusă la dispoziția secției locative și mai stă și astăzi acolo în antreu. Toată tapiseria au mânjit-o cu ulei, ticăloșii, păcătoșii. Da. Alt scaun a fost dat tovarășului Grița Țuiev în calitatea sa de invalid în războiul imperialist la cererea sa și în baza aprobării tovarășului Bolter. Unul la Grița Țuiev. Bun. Îi cunoști pe tovarășul Bulchin? Și celelalte 10? Celelalte 10 scaune au fost trimise la Moscova, la Muzeul de Mobile de Art. La Moscova? Da. În urma circularii Comisariatului Poporului pentru instrucțiune. Da. Vasele chinezești cu marcă. Ești demn de toată laura, ești fantasmagoric, ești un geniu. Dar spune-mi, te rog, aș putea să văd și ordinele de repartiție? Îmi plac, tinere dezghețați. Imediat ajungem și la ordine. Ia să vedem, da. Trebuie să căutăm la numărul 48.238, litera V. Așa, da. Poftim, stimabile, aici e toată mobila tatălui dumitare. Ai nevoie de toate, da? Nu chiar de toate, v-am spus, amintiri din copilărie. Frumoase vremuri, copilărie de aur. Eu m-aș mulțumi cu repartiția salonului. Așa. Un ordin pentru cele 10 scaune, două pentru câte un scaun, unul pentru masa rotundă și unul pentru gobelenul păstorița. Așa, controlează-mi. Așa. Pe cotoare sunt trecute toate adresele și ai și semnăturile beneficiarilor. Da. Așa că nimeni nu va putea să nege. Dacă vrei cumva și garnitura de salon a generalului Popova, o am. Foarte bună, lucrată tot de gamp. Ești cel mai formidabil arhivar din câți am întâlnit în viața mea. Mă rog. Vrei ce fac o chitanță? Fă-o, idealistule. Așa, o clipă și gata. Arde-o, haide! În care vă să zică, am primit de la cetățeanul consumăvă sonora. Așa, suma de 70 de ruble pentru... Să scriu și gata. Așa, să vă zic așa. Poftim, iubițelule. Mulțumesc, geniu al arhivarilor. Mersi. Și să știi că nu te voi uita niciodată. Dar am impresia că te-am deranjat cam mult. Dă-mi voie să-ți strâng mâna, stimate șef al cancelarii. Cu bine! Dar banii? Care banii? Păi banii pentru mobile, pentru ordine, banii pentru care ți-ai și pus chitanța buzunar. Da, puișorule scump, îți jur pe onoarea răposatului meu, părinte, că ți-aș da. Dar nu i-am la mine. Am uitat să-i scot de la bancă. Îți bat joc de mine să stai, n-auzi? Ia mâine pe mine arhivarule, că n-aș da să poțesc tocmai mutra unui arhivar de elită. Cu mine! Și să-ți scrii! Săriți, hoții, banditule, criminale! S-a spart gheața, domnilor jurați! Doamne, ajut! Care este acolo? Vă rog să aveți bunătatea să mă iertați. Îl caut pe cetățeanul Corobeinicov. Eu sunt Corobeinicov. Dar parcă nu ești de pe la noi. Necazurile m-au mânat. Am o nevastă bolnavă pe moarte. Ultima ei dorință e să aibă o amintire de la... Cu voia Domnului și cu ajutorul dumneavoastră. Poate voi reuși. Da, poftiți în cameră. Eu sunt fratele mareșalului Nobilimii, Ipolit Matveievici Vorobianinov. Sunt gata să plătesc oricât. Știu că dumneavoastră... Da, eu pe mulți am ajutat, da.
Dar despre ce fel de amintire este vorba? O garnitură de salon din lemn de nuc, lucrat la Gams. Interesant, foarte interesant. A mai întrebat cineva cumva despre ele? Salonul cu 12 scaune? Nu, nu, nu. Dar de ce? Cine era să se mai intereseze? Ziceam și eu așa, dușmani avem cu toți. Oamenii slacuri răvnesc la avutul altuia. Asta așa e, îi știu și eu pe oameni. Mă iert, te rog, afacerile sunt afaceri. V-aș ruga să-mi dați banii înainte. Așa e obiceiul la mine, 100 de ruble. Da, firește, firește, niciodată nu poți ști cu cine ai de-a face. Da. Nu vă supărați dacă vi dau un monez de câte 10 ruble au. Merge și așa, le primesc la cursul zilei, câte 9 ruble și jumătate bucata. Cursul de astăzi. Și bonurile de repartiție? Vă rog să așteptați, aici vi le aduc în dată. Da. Da. Hei, Ipolit Matveievici. Îți pui mintea cu mine? Ai spus ceva? Nu, vorbeam așa. Uite, drăguțule, ordinul din care reiese că salonul dumitale cu 12 scaune de la Gaun se află la tovarășul Brunș din strada Vinogradnaia numărul 34. Toate scaunele au fost date în același loc? Toate se află acolo, o garnitură strașnică. O să vă lingeți pe degete de plăcere. De altfel o cunoașteți mai bine decât mine. Mă iertați de deranj. Poftim. Domnul să vă binecuvinteze. E, poate doriți o chitanță. Oh, nu, mulțumesc, nu mi-e de trebuință. Mă duc, s-a înnoptat. S-a înnoptat și încă o dată. De ce să mă ajut omul dacă stă în putere? Da, adevărat. Să te conduc, e o beșnă holul ăsta. Da, adevărat. Mulțumesc. Dracu, ce-i mai înțeleagă? Umblă ca bezmetice după salonul lui Vorobianinov. Nebun! Că dracu, mesiță! Hai, poftește la urmă! Nu mai e nimeni! Ai văzut? Pe Vorobeinikov nu l-a păcălit încă nimeni în viață. S-a găsit în seara asta unul. Primul, dar jur și ultimul. Auzi, banditul! Da, bine că mi-am scos pagoba. Da, la o adică, garnitura generalesei Popova nu e tot Gamps? Nu sunt tot 12 scaune? Așa, mareșale, acum să cercetăm ordinele. Așa vă să zic că ordin numărul 1, goblenul păstorița, rupe. Așa, o masă. Da, uite și masa rotundă, ce masă, nuc veritabil, când stăteam... De masă, de amintiri ți-ar de dumitale acum, la naiba și cu hârtia asta. Uite, aici prezentul și viitorul, Rio de Janeiro. Aici, în hârtiile astea, se ascunde vraja. Un ordin de repartiție pentru 10 scauni eliberat muzeului de mobile din Moscova. Și un ordin care atestă că s-a dat tovarășului Grița Țuiev din Stargorod, strada Plehanov, numărul 15, una bucată scaun Gams. Nu știu de ce, dar un al șaptelea simț îmi spune că bijuteriile se află tocmai în scaunul acesta. O șansă contra 10. După calculul probabilităților. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Liber, frater. Cum mă vezi și te văd. De nu-mi purta noi obiele de Olandă și nu-mi mânca noi cremă Margot. Și acum la treabă. Dumneata, te duci în strada Plehanov. Da. Te interesezi pe la vecin despre Grița Țuiev. Da. Ce și cum trăiește. Dar vezi, Zepolet? Da. Pisteți de data asta. Peste un ceas ne întâlnim în capul străzii Plehanov. Clar? Trebuie să spun dinainte, cetățeană Grița Țuieva, că nu iau mai puțin de 50 de copeici pe ședință. Mă învoiesc, dar te rog din suflet, madame, te rog să-mi ghicești viitorul. Că de când s-a prăpădit bietul bărbatul meu, Dumnezeu să-l ierte. Oh, că multe necazuri am mai avut cu el de când l-au lăsat picioarele. Uite așa mi-au trecut anii, numai cu griji. Și abia de mi-a mai rămas și mie ceva brumă de tinerețe. Și vreau și eu să știu dacă mai pot spera, dacă mă mai așteaptă vreo bucurie, ca altfel. De mâna. Poftim. Pe urmă, îți dau și în cărți. Mersi, madame. Linia vieții lungă, lungă.
Uite, trece chiar de puls. E clar, ți se schimbă sorocul. Uite aici, văd unul de ghindă. L-a așternut cu bucurie. Pe drum de seară, dragoste cu bucurie. Vai, madame, vai, madame, nici nu știi cât m-ai făcut de fericită. Da, dar zici că are gânduri cu temei? Ai? Întemeiate, fetică, întemeiate. 50 de copeci. Poftim. Mulțumesc, madame. Fetică, caca, Ei, cetățenii Ivanov, raportează-mi. Scaunul e acolo, chiar lângă fereastră. Și-ți spun, pot să jur, o simt eu. Parcă văd strălucirea briliantelor. Ăsta-i scaunul cu pricina, tovarășe Bender. Când se întunecă, de-o fi văduva acasă sau ba, trebuie să-i furăm scaunul zău la noapte. Trebuie. Știi, am constatat mai de mult că pentru mareșal al nobilimii ai un orizont cam îngust. Ai uitat și de codul penal. Și apoi e și imoral să jefuiești o biată văd. Și atunci acum, intrăm în tratative să-i cumpărăm scaunul? Și dacă nu vrea să-l vândă, dacă îi stârnim curiozitatea, nu pierdem vremea, tovarășe Bender. Și eu vreau să le găsim repede, repede. Repede să nasc numai pisicile. Noroc că mai ai și un asociat. Ce te-ai face fără mine, mareșale? Mă voi însura cu ea. Bună ziua! Căutați pe cineva? Da. Vă rog să mă iertați că eu sunt cu mâinile ude. Mi s-a îmbolnăvit puțin femeia și nu... Da, vă spuneți, vă rog. Avem o mică afacere. Tovarășa Grița Țuieva, dacă nu mă înșel. Da, chiar eu în persoană. Madame, dați-mi voie să mă prezint. Ostap Bender, la piciorușele dumneavoastră. Mulțumesc. Dar e un amic de-al meu, Ivanov. Ivanov. Îmi pare bine. Se oferise să mă ajute ca să vă pot cunoaște. Îmi spunea că dacă eu sunt timid, el va găsi o posibilitate să intre în vorbă cu dumneavoastră fără să vă jignească. Tocmai dumneavoastră să mă jigniți, ca să zic așa. Și uite, inima îmi spune că nu am trebuință de niciun tâlmaci. Sunt la picioarele dumneavoastră și vă rog, ghiciți-mi gândurile, ascultați glasul inimii. Vai de mine, mi-am pierdut capul. Dar de ce mă țin afară? Poftiți, vă rog, înăuntru. Poftiți pe aici. Așa, vai. Dar parcă nu v-am mai văzut în orășelul nostru. E adevărat, noi suntem din capitale. Am venit să ne împrospătăm plămânii în orășelul acesta. A, da. Știți, pe prietenul meu leagă amintiri din cele mai fericite de acest orășel. Nu, Ivanov? Da. Știți, prima dragoste și... El m-a sfătuit. Tovarășe Bender, dacă vrei să te însori, să vii cu mine la Stargorod. Acolo femei sănătoase, femei caste. Asta și... da. Pe cine să iei la Moscova? Sfrijite, fandosite. Doamne, cât sunt dezăpăcită. Vă țin aici în picioare. Da, vă rog să luați loc la masă. Pe mine mă iertați. Mă duc să pregătesc ceva și vin îndată. Îți jur că bijuteriile sunt în scaunul acesta. Le simt, mă ard, mă înțeapă. Hai să le înșfăcăm și să fugim. Nu mai am răbdare, nu mai pot. Nu mai pot. Vrei poate să șezi câteva luni în altă parte. Vă rog să mă iertați. Nu știu ce am, că îmi scapă toate din mână astăzi. Vă rog să mă iertați. Tovarășul Ivanov, poftiți și dumneavoastră. Nu. Prietenul meu trebuie să-l scuzați. Are treburi urgente. Ce? Nu-i veți lua numele rău dacă ne va părăsi. Îmi pare foarte rău. Dar poate vă întoarceți, tovarășe, nu? Da, am să încerc. Să dea cel de sus să iasă totul bine. Eu vă las. Tovarășe Bender, dacă eu nu mă pot întoarce, te aștept la hotel să vii cu Gams. Auzi? Cu Gams. Negreșit. Gams. Gams este un prieten de-al nostru, un prieten de nădejde. Ah, da.
E drăguț aici la dumneata. Da? Ei, am muncit și eu și am chivernisit câte ceva. Oh, și dacă ai ști ce m-am chinuit cu răposatul cât am mai fost în viață. Înțelegi, într-o gospodărie trebuie un bărbat, un bărbat sănătos, că noi bietele femei. Dar și mai cu seamă o femeie plină de viață ca dumneata. Dacă nu te superi că-ți spun, e mai mare păcatul să se ofilească în văduvie. Nu? De când te-am zărit în prima oară, m-ai izbit gingășia și forța totodată care se degajă din ființa dumneitale. Ce ochi, ce păr, ce statură. Ah, vai, vai ce îndrăzneț ești, tovarășe Bender. Oh, dar ce o să spună lumea? Eu sunt o văduvă cinstită. De când bărbatul nu s-a schilodit, ce eu... să spună lumea? Facem nunta, facem nunta dacă vrei chiar mâine. Eu țin la onoare, îngerașule. Sunt un bărbat fără cazier, să știi. Ne înregistrăm și gata. Vai de mine, dar tot a venit așa pe nepregătite. Sunt așa de tulburată. Știi? Dar să nu râzi de mine. Chiar azi am fost la ghicitoare și mi-a prezis de bine. Oh, ce întâmplare! Ei, hai să bem pentru dragostea noastră nemuritoare, iepurașe. Să bem. Mâine ne înregistrăm la ofițerul stării civile și facem nunta. Tovarășe Bender, în sfârșit, mi-ai scos sufletul, dă-mi scaunul. Cine se grăbește, păgubește, mareșale. E, cum ai izbutit să-l șterpelești? E foarte simplu, cam familie. Văduva doarme și visează. Mi-a fost milă să o trezesc, nu se face. În zor de zi, tu nu o trezi, cum zice poetul. I-am lăsat în schimb un bilet de amor. Iepurașule, plec să prezint un raport la Novohopensk. Datoria întâi de toate să nu mă aștepți cu masa, al tău pe veci, etc. Lasă asta, hai să-l desfacem. Să-l desfacem. M-am însurat degeaba, mareșale. Degeaba. N-are Gams ăsta al dumitale nimic în afară de ce se cuvine să aibă un scaun Gams. Suntem pierduți. Arză-te-ar focul, Claudia Ivanovna. Simt că nu mai pot, tovarășe Bender. Uite ce este, mareșale. Stai. Eșecul nostru înseamnă victorie. Șansele noastre au sporit simțitor. 2 scaune minus, 10 scaune în același loc, la aceeași adresă, la Moscova. Ei, spre minunata noastră capitală, înainte! Interesant muzeul acesta de mobile. Te rog, mai bine răspunde-mi la întrebare, Elisabeta Petrovna. Da? Unde te pot vedea din nou? Ah, unde a fi dispărut tovarășul Bender? Cum rămâne? Când și unde ne vedem? Nu știu, când vrei. Astăzi se poate? Astăzi? Le te implor. Ei, bine. Fie și astăzi. Treci pe la noi? Nu. Hai să ne întâlnim undeva în oraș. E o vreme atât de minunată. Așadar, azi, hm? Unde? Na, ce ciudat ești. Unde vrei? Vrei în hol când s-a întunecat? Vă rog să mă iertați, mademoiselle. Da? Dar la micul meu și cu mine nu o să vă putem conduce mai departe. De cum se poate să o lăsăm singură pe tovarășa, tocmai pe o vreme așa de minunată? Și a intervenit o chestiune măruntă, dar foarte importantă. Trebuie să ne ducem urgent undeva. Nu face nimic, nu. Mă voi întoarce singură, dar cunosc drumul. La revedere, Elisabeta Petrovna. La revedere. Te rog să ne ierți, dar suntem teribil de grăbiți. Nu face nimic. La revedere. Crai bătrân ce ești. Te rog, gura! Habar n-ai ce se petrece. Dacă nu punem mâna acum pe mobila noastră, sate
terminat. Ce tot vorbești acolo? Sau zburăm în aer, mareșale, sau suntem în scurt timp oamenii cei mai bogați din acest oraș. Unde sunt scaunele? Spune odată, pentru Dumnezeu. Hai și cu procentele cum rămâne. Doamne, doamne. Bine, bine, hai că m-ai prins într-un moment de mare generozitate. Ce nu face omul pentru un prieten și încă unul îndrăgostit? Spune, spune. Mobila a fost ținută la magazia muzeului până ieri. Bagă de seamă, până ieri. Adică după 7 ani, taman ieri a fost trimisă spre a fi vândută la licitație. Licitație? Da, licitație, organizată de Direcția Generală Științifică. Unde-ai fost, nenorocitule? Te-am căutat peste tot. Unde-ai fost până la ora asta? Nu mă întreba, abia am scăpat. Ce s-a întâmplat? Ce cine te-a aranjat în halul ăsta? M-am dus cu Liza la un restaurant. Că, știi, bărbatul o ține la regim vegetarian și ea suferă. A răbdat, dar până când? Și a primit invitația mea. Și ce ai cu asta? De aici mi s-a tras. Am băut vodcă și nu mai știu cum. Te-ai dus cu Liza la hotel, v-a prins bărbatul ei. Nu, dar m-am încurcat. N-am mai băut de mult și apoi după atâtea câte am pătimit în ultimele săptămâni, Liza, am încercat să gust și eu puțin din bucuriile vieții. Cum doi, bătrân, că te știu, e o aventură galantă. Nu știu precis ce am făcut, am fost chelchelit. Nu mai mă întreba. Las că peste câteva ceasuri vei avea posibilitatea să o recunoști pe femeia visurilor dumitale. Hai să mergem la licitație. Simt că-mi pleznește inima până nu mă văd cu scaunele acasă. După dumneavoastră, excelență. Uite și scaunele mele. Mai încet, mă atrage atenția. I-aș putea să le examinez un pic pe fiecare. Hai să ne așezăm. Uite, acolo, în al patrulea rând, în dreapta. Nu e nici prea în față, nici prea... Doamne ajută! Ce mai zar va fi aici, dacă ăștia din sală ar afla ce bucățică grasă se va vinde azi. Stai. Tovarăș, vă rog liniște! Vă voi prezenta pe rând obiectele pe care le punem azi la licitație. Vă rog să participați. Un serviciu de masă cu blazon cu piesă lipsă. Ce piesă? Vă rog să nu întrerupeți. Lipsă. O sosieră. Un suport de argint pentru pahar, 5 ruble. Dau 5 ruble jumătate. 6 ruble. 6 ruble odată. De două ori. Adjudecat. Serviciul de masă cu blazon, tovarășei din rândul 6 dreapta. Simt că pleznesc. Când pune odată scaunele gams? Ce fel de scaune spuneați? Oho! Vă rog să faceți liniște. Așa nu se poate lucra. 10 scaune de la palat. De ce de la palat? Ascultă și nu mai turui. 10 scaune de la palat din lemn de nuc. Epoca Alexandru al II-lea, în perfectă stare. Max! Ei, așa ce nu face omul ca să scape de marfă? Golani! 10 scaune lucrate la atelierul de mobilă Gams. Vasili, adu un scaun să se vadă la lumină. Ce trântești așa, neghiobule? Ce-i ladă de ambalaj? Stai jos, idiot afurisit! Dragul mi te-a scos în cale, stai jos, ți-am spus! 10 scaune din lemn de nuc. 80 de ruble. 85 de ruble. De ce nu licitezi? Vrei să pierdem tot așa afară? Bine, dar ce faci? 120 de ruble. Max, 140 de ruble. Oh, scorpia. Cum le place unora să arunce banii pe fereastră? Minunate scaune. Sasha, hai să oferim și noi, doar sunt de la palat. 145 de ruble. 145 rândul 5-lea odată. 145 de două. 145. 200. 200 odată. 200 de două. Rândul 4 dreapta. Dă cineva mai mult? Ăsta miește. Golani. 200 de ruble, rândul 4 dreapta. Mamă, măiculiță. Adjudecat.
Excelență, ce zici? A fost frumos? Tare aș fi vrut să te văd ce făceai fără directorul dumitale tehnic. Simt că mine rău. O fi bărbat, mareșale, s-a spart viața, domnilor jurați. Dumneavoastră ați cumpărat scaunele? Da, noi. Când putem să le ridicăm? Când doriți, chiar și acum. Te plimbi, alergi, colisimezi. Scaunele sunt ale mele, ale noastre, tovarășe Bender, ale noastre, ale noastre. Sunt Gotar, raiul pe pământ. E frumoasă viața, tovarășe Bender. Poftiți cu danța. Vă foarte mulțumim. Dar de ce 230 și nu 200 rotund? Se adaugă 15% taxa consignației. Da, ce să-i faci, taxa-i taxă. Poftim 200 de ruble și restul le plătește dumnealui. Dăm 30 de ruble, scumpule. Na, n-am bani. Ce ai spus? Cine n-are bani? Eu nu am. Doar cele 200 de ruble care ți-au rămas ieri? Le-am pierdut. Dă-mi cu banii de călos, bătrân. Noaptea trecută când am băut. Aveți de când să plătiți o dată sau nu? O clipă frumoasă, o clipă, e o mică încurcătură. Porc bătrân! Ia dați-mi voi! Dar de ce taxă de consignație? Ce invenție asta? N-am auzit niciodată de o asemenea taxă. Ar trebui să preveniți lumea. Refuz să plătesc aceste 30 de ruble. Nu mă las jefuit. Bine, aranjez eu acum totul. Ce cu scaunele, nu vreți să plătesc taxa? Potrivit regulamentului licitațiilor, persoana care refuză să achite valoarea completă a obiectului cumpărat trebuie să părăsească sala. Licitația pentru adjudicarea scaunelor se anulează. Vă rog să părăsiți sala. Așa vă trebuie, sanatarilor! Vă rugăm, nu ne spuneți să luăm măsuri. Părăsiți sala. Hai, scoală, mișcă! Așa, dacă dumnealor au ieșit, putem continua. Zău, că e o adevărată porcărie. Jupoaie 7 piei de pe oamenii muncii. Zău, să ceară 230 de ruble pentru 10 scaune uzate, poți să nebunești. Da. Ar trebui să ne plângem la miliție. N-ați miliție! N-ați cum petea scaunele pentru oamenii muncii din toate țările. N-ați plimbări nocturne de cotoi. N-ați apântit-o! Întind-o! Ieși de aici! Rândie, crate! Tovarășe Bender! Ai ratat totul, nenorocitule! Carnavalul s-a terminat, excelență! Dă-i călduroase salutări soacrii dumitare! Iartă-mă, nu mă părăsi! Poate mai există o soluție? Nu se mai poate face nimic! Nu se mai poate face nimic! Ba, se poate! Voi lucra pe cont propriu! Ai înțeles? De azi, averea e a mea! Ședința continuă, domnilor jurați! Ședința continuă, domnilor jurați! Ah, Ernestule! Ascultă, Eroțica, te-am rugat de 1000 de ori să nu mai îmi spui așa! Ei, și? E un nume tâmpit și nu-i al meu! Ernestule, ești un golan. E un cântec care mă face să simt asasinul din mine. E o căldură și pe șantierul ăsta bate soarele de te face cotlet. Nu zău. Da. Ce e cu astea două scaune? Faimoase. Ți le-a făcut cineva cadou? Nu zău. N-ai să pretinzi că le-ai cumpărat? Ah, du-te, vai, du-te și uită-mă, iute. E prea de tot. Și cu ce bani, mă rog? Ernestul. De ce? Nu mai aveai pe ce să te așezi? Și acum, din ce o să trăim până la leafă? Din ce? Iar să alerg după împrumuturi? Vax! Da. Luna trecută ți-ai dat toate rochile la lungit. Așa ți-a spus aleftina mio sotisomna, că se poartă la Biariț. Ei, și alt împrumut! Acum 2 luni o duzină de bibelouri pentru vitrină care stau și acum împachetate pentru că uitase și un amănunt când le-ai cumpărat. N-avem vitrină. Faimos. Da. Alt împrumut, acum scaune. Nu mai pot. Da? Nu vrei deloc să ții seama de posibilitățile noastre. Ascultă, Ilocica. Hai să stăm de vorbă serios. Ernestule. Nu mai spune așa că nu știu ce fac.
Ascultă, Iluș. Ascultă și bagă bine la cap. Așa nu mai poate să mai meargă. Eu nu sunt bancherul Vanderbilt. Sunt doar un inginer. Câștig 200 de ruble pe lună. Vax. E adevărat. Netman nu m-am făcut, sperți nu primesc. Ruble false nu mă pricep să fabric. Elocica, Elocica, uite ce e. Așa nu mai poate să meargă. Eu mă perpelesc explicându-ți și tu habar n-ai de nimic. Aleftina Miosotisovna și atât. Ei, și? Atât. Trebuie să ne despărțim. Ei, și? Nu ne potrivim. Eu... Ei, și? Altceva nu mai știi să spui? Și o găină se exprimă mai colorat. Limba lui Pușkin în interpretare. Elocica e... Vax! Drace, oprește-te până nu te... Vax, vax! Hai să ne despărțim de bunăvoie. Nu, zău! Nu, cu asta n-ai să mă convingi. Nu, 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 e absolut insuportabil. Îți spun, cu argumentele astea n-ai să mă oprești de la pasul pe care... E, uite, da, sunt hotărât să-l fac. Da. Mobila o împărțim pe din două. Aha. Ei, nu toată, nu. Păstrează-ți bibelourile toate, rochiile lungite idem, astea două scaune de cavou la fel. Aha. E, plec chiar acum. Senia e în concediu, mă mut la el. Am și cheia. Hai, mas. Crede-mă, regret. Te-am iubit și aș fi vrut să... Foarte, dar, foarte faimos. Dar tu nu poți decât așa. Și mi-e așa, mi-e imposibil. Imposibil. Faimos. Am să-ți trimit 100 de ruble pe lună. Păcat de visurile noastre frumoase. Hai, du-te, hai, du-te. Am fi putut trăi atât de... Totuși un scaun am să iau. Și asta chiar acum. Și uite, mă iute. La Senia toate scaunele sunt fără spătar și nu pot să sufăr. Elocica! La revedere! Ești gola. Nu, adio! Elocica! Elina! M-auzi ce spun? Adio! Golan! Să nu-ți închipui că... Nu, 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 pentru totdeauna. Garderoba am să ți las. Dar măsuța mică nu. Am nevoie pentru lucru. Ești golan. Nu o să-ți pară rău? Golan. No, mie nu o să-mi pară, nu. În locul tău o să-mi iau o găină. Am să mă înțeleg cu ea la fel de bine ca și cu tine. Golan, golan. Numai că ea nu o să-mi cheltuiască leafa pe bibelouri, pe scaune. Golan, golan, golan. Afară de asta, pe ea dacă mă supăr, o tai, o fac ciorbă și o mănânc. Pe când pe tine, golan, golan. Dacă te tai, nu pot să te fac ciorbă. Golan. Sau chiar dacă te fac o asemenea ciorbă, n-aș putea să o mănânc pentru nimic în lume. Golan, golan. Ești tot atât de deșteaptă ca și o găină, dar mult mai puțin folositoare. Ești golan. Adi. Golan, golan, golan. Vax. Goște! Scumpa mea Katia, m-a lovit o nouă supărare, maică, dar despre asta mai încolo. Banii i-am primit. Mulțumesc. Aici la Rostov nu mai e nici urmă de inginerul Buns. L-au ispitit cei din Bacu, maică dragă. Că puternică e ispita și slabe sunt puterile omului. E cu tehnica securității muncii la azneft. Ce zici de asta? Vezi, dar porumbițo, că această călătorie nu e chiar atât de scurtă cum crezusem noi. Îmi scrii că banii sunt pe isprăvite. Ce să-i faci? Bine că nu mai e mult până la sfârșit. Pe aici, prin Rostov, e cald și umblu cu paltonul pe braț. În camera la hotel mi-e frică să-l las, ca să nu mi-l fure. Pe aici oamenii sunt cam ai dracului. Domne, apără și păzește. Să-mi scrii, te rog. Vorobianinov s-a întors? Pe unde o fi hălăduind ticălosul? Este gnev, mai ia masa la noi?
Cine întreabă de mine, sunt la mătușica. E pe patul de moarte. Anteriul cum arată după ce l-au curățat? Și acum, supărarea. Lucru îngrozitor. Stam așa ieri pe pod, privesc apa Domnului și cuget la netremnicia oamenilor. Deodată un vânt îmi ia șapca fratelui tău Brutaru, aia curața, și țăști cu ea. Unde crezi? Chiar în apă. Îți dai seama, a trebuit să cheltuiesc alți bani. Mi-am cumpărat o caschetă englezească, 2 ruble, 50 de copeci. Dar Brutarului să nu-i spui nimic despre asta. Te sărut și te îmbrățișez, al tău pe veșie, Fedea. Ernestule? În contră sunt eu. Nu zău. Numele meu e Ostap Bender. Faimos. Tocmai mă bucur că suntem de aceeași părere. Ei, și? Da, sigur, asta nu înseamnă mare lucru. Vax. Câteodată chiar vax. Dar să revenim, fermecătoare domniță, cum zic clasicii literaturi, la oile noastre. Ești golan. Ești observat? Vai, mă uimești. Asta mă face să renunț la introducere. Dumnezeu. Da? O, rochița asta de crep îți vine ca turnată. Dumnezeu. Bazeu. O, și cerceluș. Ah, du-te, vai, du-te și uite-mă, iute. Ai, cânte cu tinereții mele. Hai, încă o dată de la început, hai. Hai, ah, du-te, vai, du-te, du-te și uite-mă, iute. De fapt, știi pentru ce am venit? Max. Ei, nu chiar. O chestiune de afaceri. Îmi dai voie să-ți vede cerceluși? Ești golan, golan. Golan, poet. Nu există cerceluși demn de această urechiușă. Nu zău. Semnat Ostap Bender. Nu zău. Cum îți spun? Deși un cerceluș ca al dumitale am văzut în filmul Amantă și sclav. Faimos. Exact. Și cine îl purta? Îl purta chiar Lia de Puti. Nu zău. Da. E, dar ei nu ieșirea ca dumitale. Dumnezeu. Dar cum ziceam că zic clasicii, la oi. Vax. La oile noastre, vreau să zic. Așadar, vesele, te miră vizita neașteptată a unui bărbat necunoscut. Ești golan. Așa altceva. Totuși îți mărturisesc deschis. Am venit într-o chestiune cât se poate de delicată. Dumnezeu. Ai fost ieri la licitație. Ei, și? Mi-ai făcut o impresie extraordinară. Ești golan. Vorba numit, ei și. Ar fi uman să nu fii golan cu o domniță atât de fermecătoare. Vax. Fermecătoare și încântătoare. Bine, dar parcă ai luat 2 scaune. Hai, du-te, hai, du-te. Văd numai unul singur. Ei și? Un moment. Scumpă, Dudu, vinde-mi scaunul ăsta mie. Dumnezeu. Da, îmi place grozav. Sigur, numai dumneata cu sensibilitatea dumneavoastră de femeie puteai să alegi un obiect de artă ca ăsta. Un nuc creton englezesc, flori, gams. Vax. Îți dau pe el 7 ruble. Dumnezeu. Cât e într-adevăr un obiect de artă. Dar nu pentru o femeie ca dumneata. Dumneata gingășia, el necesitatea. Dumneata vaporoasă, el greoi. Dumneata... Vax. Atunci 8. Vax. Bine, sunt pregătit pentru orice sacrificii. Poftim. Ei, și? Ah, nu știi ce e asta? Un astrolab. Vax. Măsoară orice. O femeie cu un cap ca al dumitale, cu rochea, cu cercelușe, cu urechiușe și cu sensibilitatea dumitale, fără un astrolab, ar fi barbarie. Ești golan. Nu mă ruinez, dar meriți. O fac mai mult pentru dumneata decât pentru scaun. Și al doilea unde e? Hai, du-te, vai, du-te. L-a luat cineva? Și uite-mă, iute. Cine? Ernestule. Soțul matale? Ei, și? Și unde l-a cărat? Fax. La adresa asta? Hai, du-te, vai, du-te. M-am dus, pitulice mică și scumpă. Am zburat. Am să mai trec să văd cum folosești astrolabul. Pa! Ești...
galan. Ah, dute, vai, dute. Și uite, mă iute. Ce-i porcăria asta? Ce-i porcăria asta? Poftim, plin de săpun și apă, nimic. Portar! Portar! Nimic! Bravo, Senia, frumos confort! N-am ce zice! Portar! Portar! Unde dracu te-ai vrut? Doamne sfinte, doamne sfinte! Portar! Curentul a închis ușa. Doamne, doamne sfinte, ce mă fac? Ușa, uite, îmi pilea goală. Mai bine, ce mă fac? Îmi pilea goală pe scară la etajul 4. Ce mă fac, doamne, 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 ce mă fac? Doamne, doamne, ce mă... E faimos, vax, faimos, vax, pumna. Nu, 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 asta nu. Nu, nu, cu niciun tip. Liniște, liniște. În orice situație trebuie gândit rațional. Portar! Vax, nimic. Rațional, deci. Rezumatul situației. Inginer gol, plin de săpun, în fața unei uși închise la etajul 4. Soluția. Un instrument pentru forțat ușa. Una. O cămașă de noapte, un cerceaf sau ce-o fi cu care îți poți acoperi goliciunea și șterge săpunul uscat. Doi. Doamne, doamne, a început să vă mănânce. A început să mănânce săpunul uscat. Doamne, ce... Doi. Și una și alta înseamnă găsi pe cineva. Da, pe cineva, adică pe cine? Un om normal, adică îmbrăcat, deci care se poate mișca, deci care poate avea sau poate obține instrumentul, cămașa, în fine, fie ce-o fie. Doamne, portar! Portar! Asta este. Rațional. Cine o să vie la etajul 4 să caute pe Senia plecată în concediu pe 3 săptămâni? Nimeni, 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 nimeni. Bravo, bravo. Faimos. Nu, dacă nu vine nimeni aici. Dacă nu vine aici. Apa! Apa! A pornit apa. Toate robinetele sunt deschise și nu. Portar! Portar! Dacă nu vine nimeni la etajul 4, atunci eu? Da, da, eu! Eu mă duc să-mi caut salvatorul. Hai, Vanețica, hai, dragule, că pe unde nu mai găsim locuri. Vax! Cum stă pălăria? Minunat! Ce faci, dacă ne vede cineva? Portar! Ce-mi pasă? Parcă s-a auzit un zgomot. O fi motanul ăla nesuferit al Gavrilovnilor. Nast, împăratule! Hai că nu vreau să pierdem totul. Și apa curge. Și curge. Și curge. Și săpunul. Vax. Iubite mareșale, cu tot dezvățul tău, al treilea scaun a fost cucerit. Ia! Unul singur? Ascultă-mă, titan al gândirii, ești netăflet sau nerușinat? Dacă tu nu cheltuiai banii cu Liza... Ei, lasă, să-l desfacem. Păi desfă-l. Eu trebuie să meditez. La ce? La ce? La al patrulea. Nimic. Am presimțit. Cu toate că pe asta am dat prețul cel mai mare. Cât? Nu, nu bani. Mai mult decât atât. Ce? Astrolabul. Da, noi, nimic, îl iau eu înapoi la comii domnițe. Și al patrulea? E, iată adresa. E la soțul doamnei. Sau poate la fostul ei soț. Da, pentru scaun tot aia. Parizianule, eu m-am dus. Și eu? Păi acum stai tu și cugetă. Ziceam că... Nu zici nimic.
Cugetă cum faci rost de scaun instalat în biroul președintelui. Ce președinte? Ce președinte? Ești un titan cam ramolit. N-ai băgat de seamă? Președintele cooperativei cofetarii revoluționari din raionul Răscoala Streliților. Păi, cum să-l scot din birou? Bani n-am. Păi, îndrăznești să rostesc cuvântul bani. Ei, las, las. Te privește. Până fac eu rost de scaunul inginerului, tu l-a dus pe-al președintelui. Bine, dar el... Dacă nu, vei fi exclus din Consiliul de Administrație al Asociației. Asta e. Bine, mă duc chiar acum. Ah, du-te, vai, du-te și uită-mă, iute. Aoleu, vai de mine. Vine cineva. Ghirea goală. Ce cauți pe scară, ghirea goală? Eu, ușa, ușa. Lasă, lasă. Ce-i cu apa asta pe jos? Aici ai greșit să faci baie. Vax, portar! Ăsta-i loc de făcut baie? Pentru ce ai turnat apa asta aici? Vax. Te-ai smintit bine. Ah, du-te, vai, du-te. Ce vorbești? Bă, nu cumva ești chiar în mestură. Am fost, acum Vax, portar! Ce vrei de la portar? Portar, cheia. Ce cheie? De la ușă. Mare de sub ușă vine apă. Ai rămas pe din afară, mă să zică. Asta nu e un motiv de supărare. Un moment. Dacă n-am cheie, îmi permit să utilizez un speracul, nu? Apa! Săracu, ți-ai intrat săpunul pe sub piele. Și aici, ca la bătălia de la Waterloo, ai inundat tot apartamentul. Vezi că ai intrat apa în garderob. Flota putește. Închide robinetele, ce faci? Închide. Mulțumesc, cetățeni. Eu, mi-ai salvat viața. Ia uite, potul e în tanga. Asta ce-o fi, lada de zestre? Permite-mi să mă îmbrac. Și asta, scaunul ăsta? De scaună mi-ar de mie. Mi-ai salvat viața, pur și simplu. Eram cât pe aici să nebunesc. Cam așa mi s-a părut ce bine că te-am găsit. Dacă nu ai fi venit dumneata, eram un om pierdut. Auzi, hai să ne sfâim aici pe dulap. Hai din urmă. Să stăm de vorbă liniștiți. Nu-mi place așa cu picioarele în apă. Iartă-mă, nici n-am băgat de seamă, ia loc. Așadar, dumneata, ești Ernestulea. Eu, nu am un lucru, te rog. Să nu povestești la nimeni, știi? E cam neplăcut. Păi, vai de mine, antrenut, tet-a-tet. Între patru ori, cum zice franțuzul. Am venit la dumneata într-o mică chestiune. Îți închipui, voi fi foarte bucuros să te servesc. Orice. Grand merci. E vorba de un fleac. Știi, soția dumitale? Da, de mine, ce mai vrea? Nu. M-a rugat pentru scaunul ăsta. Să trec pe ei să-l iau. Ține morții să-și completeze perechea. Aha, asta e cu cea mai mare plăcere. Dar de ce să te obosești, dumneata? Îl duc eu. Nu, de ce? Pentru mine oboseala asta e o plăcere. Da? E, salut! Un moment, ați și plecat? Aș fi vrut să bem ceva. Eu băut? Vai, nu mă cunoaște niciodată. La revedere și atenție la ușă. La revedere și mii de mulțumiri. Costă. Porumbița mea dragă Caterina Ivanovna, mă simt foarte vinovat față de tine. Te-am părăsit, sărăcuța de tine. Te-am lăsat singură în vremuri atât de grele. Acum citește cu băgare de seamă ce-ți scriu. În curând vom avea cu totul altă viață. Îți mai aduce aminte când îți vorbeam despre fabrica de lumânări? O să avem fabricuța și poate și ceva peste asta. N-ai să mai fii nevoită să gătești pentru străini. Estignev mai mănâncă la noi. O să plecăm la Samara și o să ne luăm slujnic. Deocamdată însă, din păcate, inginerul Bunz nu mai stă pe Vinogradovska 34. Unde s-o fi mutat? Umblu după el de pe o uliță
pe alta. Dintr-un târg în altul, și nu-i. Dar mare este cel de sus. Așa că tu ai grijă să mai împrumuți ceva bani de la frate tău Brutaru. Îți dau binecuvântarea mea. Soțul tău, Fede. P.S. Nu mai țin minte dacă te-am întrebat. Estignev, mai mănâncă la noi? Salut, Paleșmaier! Iată-l! Al patrulea scaun e prezent la raport. Îl desfac imediat. Un moment! Unde e scaunul președintelui? Ăsta nu e numai încleiat. Cum se puie? Ce spun, te pomenești că... Nu. Uite-te bine. Nimic. Deci au mai rămas 8. Unde e? Cine? Nu face pe tâmpitul titanului. Scaunul președintele, unde e? Încă nu, n-am putut încă. Ce vorbești? Audiențele sunt abia mâine dimineață. Uite ce mareșale, am să-ți fac o propunere cinstită. Nu. Ne despărțim. Nu. Fiecare acționează pe cont. Nu se poate, bijuteriile sunt ale soacrii mele. Soacra lui? Eloci, ca inginerul, președintele și câți ori mai fi. Iar el, soacra mea. Bine, dar fără ea... Păi tocmai, dar eu... Ce sacrificii n-am făcut pentru ca să dau de urma lor? Am ajuns până și să mă însor cu Madame Grițațuieva, până când tu... Audiențele lor sunt abia... Așa că știi ce? Tu rămâi cu ce ți-a lăsat soacra și eu... Nu se poate! A? Bine. Eu mă duc și aduc și scaunul cofetarilor revoluționari. Am încercat. Audiențele mâine. Nu mâine. Acum. M-am gândit că până mâine nu mai mult. Va să zic că ești un titan care se și gândește. Ei, bravo, uite, la asta nu m-am așteptat. Dacă l-aduc până într-un ceas, schimbăm convenția. Cum? Subsemnat 80%, iar tu 20%. Nu. Ora! Te-am salutat din mers. Ticălosule. Dumneavoastră? Un moment, tovarășul președinte e ocupat. Nu face nimic. Vă rog, nu se poate? În ce chestiune? Vă salut, tovarășul președinte. A dat buzna așa? Eu am dat buzna? Cum se poate vorbi în felul ăsta cu un cetățean al patriei noastre? Un asemenea limbaj mi-i subcheresc. Nu lasă, Liuzea, acum ce să mai... Cât de mult mă bucur să vă văd, tovarășul președinte. Să vă văd și să vă strâng. Mă rog, de ce nu? Ce, vă uitați la mine ca și cum nu v-ați recunoaște? Păi aici trece atâta lume. Stai, n-ai fost cumva mai sol la cooperativa Cozonacul Roșu? E o groaznică eroare. Atunci nu mi-amintesc. Mă mir, despre mine aproape toată lumea recunoaște că semn leit cu tatăl meu. Ce semn cu tatăl meu? De fapt, ce dorești dumneata, cetățene? Dar nu trebuie să vă enervați așa, tovarășe președinte. Într-adevăr, vi se răcesc pârjoale, nu face nimic, mâncați-le sănătos, eu am să mai aștept. Pot să iau loc, nu-i așa? Mă rog, nu este vorba de pârjoale. Dar de ce? Tocmai de ce? Spuneai parcă ceva de tatăl dumitale. Da, și dumneavoastră de-al dumneavoastră. Nu iau numai așa, ca exemplu. Vedeți, dumneavoastră, tovarășe, problema e cine-i tatăl? Cum adică, ce vrei să spui la urma urmei? Nu ce vă gândiți dumneavoastră. Atâta doar că eu am vrut să vă spun că tatăl meu a fost locotenentul Schmidt. Cum? Schmidt? Eroul? Conducătorul răscoalei de la Sevastopol din 1905. Așa. Cred că ați văzut fotografia. Dar au tipărit-o toate ziarele. Tocmai, atunci vă dați seama că semănăm, nu? Într-adevăr, e foarte bine că ați trecut pe aici. Veniți probabil de la Moscova, nu? Da, sunt în trecere. Da, ce faceți? Nimic, mă uit la scaunul dumneavoastră. La scaun? Spuneți-mi, dumneavoastră țineți minte răscoala de pe crucișetorul Ociacov? Așa va. Da. Pe vremurile acele de glorie eram încă foarte mic, un copil. Vă rog să mă iertați, care e numele dumneavoastră? Nicolae Schmidt. Doriți poate să vă arăt buletinul? Nu, de ce? Dar al tatălui. Adică? Numele vreau să spun, numele tatălui dumneavoastră. Da, așa e. Mulți nu-și mai aduc acum aminte numele eroilor revoluționari căzuți pe baricade. Dacă ați ști ce e pe capul meu aici... Da, oricum, însă, nu mai e entuziasmul de altă dată. Vezi, așa e. Cu munca asta te abrutizezi complet. Uiți marile momente. Așa e, așa e.
V-ați mirat de ce mă uit la scaunul dumneavoastră? A, nu, doar așa. E bine, întorceți-l și citiți inscripția de pe spate. Dar pentru ce? Vă rog, așa. Scrie Gams. Chiar așa scrie? Gams? Ei, vedeți, asta e. Ei, cu toate astea nu pricep nimic. Ce are Gams cu cofetarii revoluționari? Cu ilustrul dumneavoastră, părinte? Are. Dumneavoastră sau delegații dumneavoastră ați achiziționat acest scaun prin licitație. Sunteți cumva de la inspecția financiară? A, eu? Vai, se poate. Ei, acest scaun Gams... A, da, Gams. A aparținut tatălui meu. A, așa vă să zic. Așa. A fost, pot spune, scaunul lui preferat. Înseamnă că e o piesă de muzeu. Șezând pe acest scaun, mi-a spus înaintea răscoalei, ostap... Cum? A? Așa îmi spunea el, deși mă numesc Nicolae, de alintare, așa. Curios. Așa îi plăcea lui. Ostap mi-a spus, întotdeauna în viață să ții minte pe tatăl tău. Așa a spus? Cuvânt cu cuvânt. Iată ce înseamnă să fie cineva un mare om. Înțelegeți acum că pentru mine acest scaun... Luați-l, tovarășe Schmidt, luați-l imediat și fără plată. Iată ce înseamnă un președinte înțelegător. Oh, dumneavoastră, să nu vă închipuiți, cu toate că pe capul meu atâtea știți, eu totdeauna orice cât... Dacă aș fi crezut altfel, nu m-aș găsi în clipa asta în această încăpere. Vă mulțumesc. Încă un amănunt. Vă rog, vă rog. Coborând la gară, știți, o mică neplăcere. Valizele. Ei, nu, nu chiar. Banii. Exact. Ori înțelegeți, scaunul trebuie transportat. Vă dăm camioneta noastră. Mulțumesc, mulțumesc. Dar pentru tren, nu cred că o să-mi dați camioneta până la Sevastopol. Sigur, scăpați-mi din vedere. Până la gara e perfect, dar de acolo... Cât poate să coste? Să zicem că 50 ar ajunge. 50. Liuzea... Da, tovarășe președinte? Fă un act de scăzământ. Scrie. Scriu, tovarășe președinte. Act de scăzământ. Astăzi, 13 iunie 1927, se scad din inventar 300 ouă în valoare de 50, în cifre și litere, ruble. Aceste ouă vândute de culaci contrarevoluționari s-au stricat și nu pot fi folosite pentru fabricarea prăjiturilor, căci ar pune în pericol sănătatea oamenilor muncii de la orașe și sate. Punct. Dă-o încoace. Poftiți, tovarășe președinte. Așa, da, bine. Îi dai lui Trofimov să-i scălească. Numai lui? Și lui Agaftonov. Mulțumesc, Liusea. Du-te, du-te, vezi-ți de treabă. Poftim. Poftim banii, tovarășe Schmidt. Vă mulțumesc. Doriți cumva o chitanță? O, se poate. Permiteți, permite să vă conduc până la camionetă, altfel șoferul... Cum credeți? Dați-mi mie scaunul, vi-l duc eu până jos. Liusea, mă întorc imediat. Bine, tovarășe președinte. Liusenca. Vai de mine. Ce faci de seara? Nimic. Nu-i păcat. Te aștept la 8 la bodegă, la Vranghelov. Da, cum vă închipuiți? La 8 fix. Pa. Pa. Ce faceți, nu veniți? Da, i-am lăsat tovarășii adresa mea de la Sevastopol, pentru orice eventualitate. Da, dar nu-i nevoie, tovarășii Schmidt. Dar de ce atâta grijă? Pavel, Pavliușa, unde te-ai vârât, afurisitule? Ce lecniță așa, tovarășe președinte? Dânsul e tovarășul Schmidt. Îl duci cu camioneta. Și cu scaunul. Schmidt, îmi pare bine de cunoștință. Vă scriu, tovarășe președinte! Au revoir! Merci! Au revoir! Teatrul ăsta Columbia e o nenorocire, asta e, mareșal. Eu nu mai pot. Când să pui mâna pe obiect, fuge. Cine fuge? Desigur, nu obiectul. Fuge Teatrul Columb. Ăsta nu-i turneu, ăsta e maraton. Eu nu mai pot. E, altceva, nu știi? Hai să ne așezăm măcar un pic. Te-am adus la Piatigorsk, ce mai vrei? Stațiune balneară, vilegea turiști, apă minerală gratis. Ia ascultă, mareșal. Ăsta nu-i mașinistul. Care mașinist? Care? Al teatrului. Hei, cetățene!
Chetețele! Eu? Da! Nu ești dumneata... N-am făcut armata împreună la cavalerii? Cu alții, poate, nu sufăr ca ei. Atunci am fost coleg de școală. Mi-am făcut studiile în particular. Atunci am lucrat împreună la teatru... Ei, lasă-o, lasă-o, fiartă. Nu te-am văzut de când sunt. Ce mai? Zău? În cazul ăsta, o întrebare. Da. Nu ești mata mașinist la Teatru Columb? Ei, și dacă sunt? Perfect, perfect. Teatrul a cumpărat 6 scaune la licitații. M-am luptat un... Dar el nu și nu. Scaunele, amintire de familie. Am înțeles, am înțeles, nu te mai obosi. Ai înțeles, bravo, bravo. Iată ce înseamnă să fii om inteligent. Cât? Adică? Dar cum? Pentru ochii tăi frumoși te duc. Așa vă să zic. Știi ce? Hai să ne așezăm, sunt cu un prieten. Un moment, un moment să-mi iau puțină apă minerală. Beau de la izvorul 6. Mărășale, nemernicul cere bani. Bani? Păi de unde? Bravo, profundă întrebare, de unde? Ești un titan al gândirii. Mi-au spus că izvorul ăsta 6 ajută la splină. Am niște înțepături după ce beam. Dați-mi voi să-mi fac prezentările. Dânsul... Lasă-te tu, că ce atâtea fasoane, doar nu suntem la vedere. Ne dă scaunele. Se poate face, de ce nu? Când dorești, matale, tătucule, bucuros și cu dragă inimă. Bine, bine, în cazul ăsta să spunem 10. 10? Ce anume 10? Îți dau 10 ruble, încheiem afacerea. Vai, tătu, că se poate? Mă supăr. Destulele cazuri îmi face apa asta minerală. Ei, cât vrei? Cu și splina. 50. Cât? Sunt bunurile statului și am și așa destule necazuri. Bine, 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 lasă. Uite, 20. Păi de unde atâta bănet? Am zis 20, ești de acord? Îți citesc în ochi că ești de acord. Cum poți să aduci scaunele? Le aduc contrabani. E în regulă. Ce? De unde? Taci o dată, mă, totolule. Dar banii înainte. Dimineața banii, seara scaunele. E, se poate. Dacă preferi tătucă, atunci seara banii, dimineața scaunele. Bine, bine, dar banii nu i-am. Dar îi primesc telegrafic. Când, când? Azi, așa că diseară și banii și scaunele. Ne vedem la Opla Teatru, da? Bine, bine, veniți la spectacol. Jucăm căsătoria. În actul întâi am să las să cadă un panou în capul lui Lestakov. Bună, bună. De țivanul dracului îi arăt eu lui să mă mai trișeze pe mine la cărți. Așadar, cade panoul, scandal. Toată lumea pe scenă, voi veniți în spate și fără să ne deranjeze nimeni. Fantasmagoric. Dar cum intrăm la spectacol? Vă strec ori eu, nicio grijă, nicio grijă. Musinca, Musinca. Ce zbiere așa, Andrei Mihailovici? E gata gâsca. Gâsculița e rumenită. E prăjită bine. Nu mă mai bate la cap că altele, în loc de prăjită, ajunge carbonizată. Musinca, n-ai nicio milă de bărbățelul tău. Leacă mâncăule. Vezi, nu fi poștașul. Bună ziua. Bună ziua. Aici stă inginerul Burs. Chiar eu sunt. Cu ce vă pot servi? Dumneavoastră? Slavă ție, Doamne, tot puternic. Ce faci, domnule, ai nebunit? Ridică-te și termină cu genunchiatul. Nu mă ridic. Ridică-te. Lasă-mi, domnule, cizma în pace, nu vezi că e murdară? Ce rost are să o lingi? Slavă ție, Doamne, slavă. Muzica, vino repede. Ridică-te, te rog. Te implor. Ăsta ce mai e? Un cerșetor? De unde a apărut? În dumneata am pun toată nădejdea, măicuță dragă. Ăsta vrea cu siguranță ceva altfel, nu și-ar lua de nedrage de podele. În dumneata, sufletul... Hai, lasă-ți călăbăinile și șterge-o. Nu dăm pomană. Nu, 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 nici așa nu se poate. Și-a găsit om. Hai, spune ca un om ce vrei. Eu aici rămân în genunchi. E, ridică-te odată. Nu pot. Lasă-l să îngenuncheze până eu trece pofta, ce ai cu el? Hai, o, da. Așa, nădejde-l în brațe. Da, Musinca. Gâsca, miroase ars. S-a ars gâsca. Nu îndrăznesc. Să te ia naiba, uite, mi-a sărit un bum tot târându-te. Nu puteți să șed în fața unor persoane atât de însemnate. Nu mă îngenunchea. Nu, ba da, ba nu da. Când te spun. Ba da. Va să zică gata gâsca, nu te mai târâ pe jos. Ba omule. Da, ba da. Musica, stai tu de vorbă cu ăsta că eu nu mai pot. În casa mea nu e voie de stat în genunchi. Suflet blând, măicuță. Nu sunt niciun fel de măicuță, ce poftești? Eu ca să văd ce mai încoace și încolo, scaunele. Ce? Scaunele? Ce scaune? Gams. Cum adică? Adică? Aveți 12 scaune. Avem. Gams. Zău? Exact. Gams.
Nici nu știam. Dar acum că mi-ai spus, văd că ai dreptate. Da, Gams. 10.000 mii. Câte? Ce mai discuți cu el? Nu vezi că e scrântit? Pe toate. Pe toate 12? Și noi? Măicuță, suflet blând. Nici unul nu-ți dau. Cum am să-mi stric bunătate de garnitură? Și de ce, mă rog, trebuie să-ți vând scaunele? Gâscă, se răcești de gâscă. Îngenunchează cât vrei. Noi nu-ți dăm nimic. Hai, Andrei, hai să mâncăm. Ale mele sunt. Ce să fac cu ăsta, gâsca, se răcește, el îngenunchează. Aulă, se dă cu capul de dulat. Ale mele, suflet blând, ale mele, maicuț. E nebun, hai la masă. Adică ți le-am furat, azi nu vrei să spui, nu? Nebunul Dumnezeu că... Auzi, musica, ci că le-am furat, da? Ăsta e adevărat șantaj. Ori vii, ori mă duc singură la masă. Mirosul ăsta mă îmbolnăvește, vine rău de foame. Iar dumneata știi ce? Zici că ți le-am furat? Cum adică? Cum îndrăznești? Nu, atunci au fost ale mele, înainte de revoluție. Nu, muzica, nu mânca sigură, muzica unde ești. Ia mănâncă, ia mănâncă și eu, auzi cu scaunele. Nu, domnule, asta e curată neobrăzare. Nici nu te lasă să stai ca omul la masă. Soția de dorul lor s-a îmbolnăvit. De dorul cui? Al scaunelor, amintire. Acum e pe patul de moarte. Aoleu, gâscă, nu așa polologie, n-am mai auzit. E pentru împlinirea voinții ei, e pe moarte. Nu din deșertăcine sau din pofte vinovate, nu. Nu, iar se dă cu capul de dulap. Omule, nu mai înțelege, omule. Musica a gătit-o, gâscă. Și acum o mănâncă singură. Vreau și eu o bucățică. Pentru a împlini voia unei femei muribunde. Și nu le cer de pomană, nu, ferita sfântul, vă dau 20 de ruble. Mule, mi-e foame de... Cum? 20 de ruble? Muzica, ai auzit? Pentru o garnitură de salon? Nu fac altceva decât să îndeplinesc voința nevestei mele, care... 20 de ruble, muzica! Iar se târăște pe jos și gâsca, cu gâsca ce fac, cu gâsca ne foame. Nu te mai da cu capul de dulap, că-l strici. Ce rost are? Muzica! Nu stric. Muzica! Da. Poate de fapt nu e nebun. Poate și-a pierdut, mă înțelegi, cum pătul văzutu-și de basta pe moarte. Ce? Ia așa e, suflet blând, mi-am pierdut cumpătul. Ce-ar fi să îi le vindem? Hey. Astfel o să-și spargă capul, nu vezi cum și-l izbește de dulap? Ce vorbești? Și noi pe ce o să ședem? Nu pentru pofte nesăbuite. O să cumpărăm altele. Cu 20 de ruble? S-a răcit. Ca să împlinesc voia femeii mele bolnave. Domnule, nu te mai izbi cu capul de dulap, că mă enervezi și spognesc gura în cap. Înțelegi, nu? Pe urmă, cum 20 de ruble? Îți dai seama? Eu un eschioc. Hai la masă. Fie, suflet blând, fie. Dau 50. Andrei, 50. Eu m-am dus. 50? Dar cum? Cum îndrăznești? Și gâsca iar s-a dus. Mai mult n-am. Ficățelul s-a răcit de mult, mai vine rău de fame. Și pulpa bine rumenită și călduță. Lasă dulapul, ridică-te. Nu mă ridic. Ridică-te. Și ia-le, ia-le, ia-le și pieri. Domnul, lăudat, tovarăși. Ieși afară. Eu nu din pofte nesăbuite. Numărați. Ieși afară. Nu număr nimic, ieși afară. Ia-le! Ia-le! Ia-le odată și ieși afară. Ieși afară. Musinca, i-am dat scaunele, mi-e foame de mor. Nu mai e căscă. Hai, mareșale, hai repede. Și banii? De unde-i plătit? Să nu te mai auzi. Aici sunt, tătucă, aici sunt. Hai, repede, că ține zarba. Pănuț, hai, hai, că mi-au sosit. Pe aici? Astea nu-s ale noastre. Stai, tătucă, nu așa ne-a fost vorba. Întâi bănuții și pe urmă... Uite-le! De clește-le cu acele, desfac eu. Ce faceți? Nu se poate. Hai, nu se poate. Tovarășe Bender, ce e asta? Băleu, băibureța mea, cu tremur. Hai, repede, de afară. Hai afară până nu ne cade hardughia în cap! Aoleu, asta ce mai e? E cu treburi! Hai o dată, poșorogule, ce stai? Scaunele! Dă-mi creștele! Ai nebunit! Creștele! Unde ești, mărășeale? Mai trăiești? Sunt aici sub masă! Hai, ieși repede și mașinistul! E lângă mine! Trăiește! Hai să plecăm până nu-și vine iar în fire! Cum și scaunele? Nu le vezi, le-a desfăcut cu treburi în bucăți, bucățele! Nimic! Dar acum ne-a mai rămas unul singur! Șanse 100%! Domnilor, jurați! Ședința continuă! Mareșale! Parizianule! Titanule! Părintele
democrației generică. Nu ți pasă. Ura, mâncat-a toți dragi. L-ai găsit? L-am găsit, titanule, l-am găsit. Hai, du-te, mai du-te și uite, mai uite. De mâine, milionar. De mâine încolo, mareșale, nu vom mai da decât șampanie. Șampanie. Ei, șampanie. Să bem șampanie, frumoasa mea. Iubirea să ne-o necăm. Este un moșneguț simpatic asta. Da, ce vremuri, tovarășe, bendă. Madame, monsieur, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ce viață. Stop! Domnilor jurați, a sosit momentul, ultimul cuvânt. Dincolo de această ușă, un mix căunaș Gams. Sub cretonul englezesc al căunașului, o mică cutiuță. Dincolo de capacul cutiuței, inelușe brilianțele de ademuțe brățărele. 150.000 rublișoare, 00 copeici. Da, împărțeala o facem dreaptă. Vin la mine, scăunaș, mititel și drăgălat. Titiri, titiri, da. Chiar aici? Chiar, chiar, fii atent. Intrarea pe ușă. Dar ce-i casa asta? Păi citește, citește, titanule. Doar nu ți-ai pierdut cultura ta alfabetică în luptă. Scaune 12, noi am căutat Clubul Feroviarilor. Exact. Hai să intrăm o dată. Bine, mareșale, hai. De un an și jumătate de când ai avut plăcerea să mă cunoști, să-mi fii coleg în Consiliul de Administrație al Societății 12 Scaune, am intrat pe mii de uși, ferestre, chepenguri și așa mai departe. Dar adevărata noastră intrare are loc abia acum, în clipa asta. Domnilor jurați, moment solemn. Fotografi, fotografiați. Cineaști, cinematografiați. Intrare triumfală. Bum, 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 bum. Ura! Văd că nu e nimeni aici. E, bravo. Ai un ochi de vultur, preșuv. O luăm pe scară în sus. Încotro, tovărășeilor. Salut, papa. Ce mai faci? Cu reumatismul. Dar voi, porumbeilor? Noi turiști. Da. Venim de la Kislovodsk. Da, da, umblă pe aici tot felul de oameni. Umblă și tot umblă. Păi da, păi aveți un club falnic. Ce drept e drept. Club ca asta nu mai găsești nicăieri pe tot pământul. Ascultă, tovarășe, un scaun Gamps nu aveți aici? Taci, mă, Ramule. Îți ziceai că acum o lună și... Și dar dânsul de unde știe de scaun? Fleacul, zi înainte cu casa. Ce are casa cu scaunul? Păi asta e. Că are. Cum adică? Da, aici și înainte era club tot al feroviarilor. O cosmelie veche, mai reumatică decât mine. Vasiliev, asta e șeful, șeful, tot țipa la mine iarna. Unde dispar lemnele? Că e un ger ca la almat. Papa, nu vă legătura. Ce ați făcut cu coșmelia? Dărmată, nimicită, distrusă. Unde e scaunul? Păi tocmai, tocmai. Acum vreun an și ceva vine Vasiliev cu un scaun. Gams, Gams. Ce e aia, Gams? E, da, nimic, nimic. Așa, vine Vasiliev cu un scaun și-l pune la el în birou. Și acum e tot acolo? Și acum e în vitrină. Ce vitrină? Ce vitrină? La magazin? Magazin, băiețaș, mi se pare mie că ești cam greu de cap. Da, aia sunt. Lămurește-mă, ce vitrină? Ce vitrină? Păi veniți cu mine în coace. Doamne, ajută! Ce e asta? Ce caută scaunul în cutia asta de sticlă? Păi cum ce caută? Chiar Vasiliev a cumpărat vitrina. Bine, papa, nu te supăra. A cumpărat-o, să-i fie de bine. De ce? De ce? Stați încet, porumbeilor, să vedeți. Iarna cealaltă tocmai îmi făcea scandal. Același lucru, de ce e frică? Până la urmă mi-a sărit Andrei. Nu-i foarte bine. Necăjit m-am lăsat cam tare pe scaunul lui, că el tot alerga prin birou să se încălzească. Și? 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 Prr, prr, da, prr.
se rupe cretonul și ce crede? Nu, nu, nu! Ba da, ba da, mărgelușe, lănțișoare, brățări, numai aur și pietre nestemate. Sunt ale mele! Și curgeau, și curgeau, și Vasiliev încremeniște de uimire, da? Îi alunecaseră ochelarii, uite, până la bărbie. Tovarășe Bender, ce facem? Ai. Numai inelele, inelele știți câte erau? Câte, papa? 83. Ce ziceți? Ascultă-mă, ascultă-mă. Da. Și unde ați vrut toată comoara asta? Sunt om de încredere. Poți să te spovedești ca la popă. Cum? Unde? Aici? Aici, în vitrină? Nu, 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 nu mai în vitrină. Tot clubul, scara, pereții, ușile, fanfara, cortina, scaunele, tablourile și mai ales caloriferul, să nu mai dârdie Vasiliev iar. Știți cât a costat clubul ăsta nou? Cât? 150.000 de carbaze. 150.000. Și toate au ieșit din scaunul ăsta. Păi de-aia l-am și pus aici, în vitrină. La 12 scaune noi ne-am tot gândit. Cu ăsta Bender și cu Fedea și eu Ipolit. 6 serii după ele am putut umbla, cu speranța că într-unul aur s-ar afla. Le-am găsit pe rând pe toate și le-am rupt pe loc. La niciunul dintre ele n-am avut noroc. Nu le-am ales decât cu ofuri mii și mii. Nu tu aur, nici briante, nici bijuterii. Nu ne-am ales decât cu ofuri mii și mii. Nu tu aur, nici briante, nici bijuterii. Ați ascultat 12 scaune de Ilf și Petrov. Au interpretat Octavian Cotescu, George Groner, artist emerit, Alexandru Giugaru, artist al poporului, Didona Popescu, Dem Rădulescu, Mihai Mereuță, Horia Căciulescu. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.